Vorbim chiar acum din nou despre cazul morții misterioase al lui Ionuț, care ne ține în suspans de aproape două săptămâni. Dosarul a fost răsfoit cu atenție de jurnaliștii Acces Direct și de renumiți experți, iar concluziile sunt devastatoare. Probe importante nu ar fi fost luate în calcul de anchetatori, iar martorii ar fi mințit în legătură cu chestiuni esențiale. În direct prin Skype sunt Mihaela Brooks, profiler FBI. Bună seara, doamna Brooks! Bună ziua! Și domnul avocat Artin Sarchizian, cel care a și preluat acest caz și pe care vrea să îl rezolve. Nu așa cum s-ar fi întâmplat, iată, la prima instanță. Sau, mă rog, la prima încercare de căutare a adevărului. Bună seara amândurora! Eu zic totuși că împreună în aceste două săptămâni am dezbătut destul de multe lucruri, am punctat destul de multe detalii și ce este foarte important este că am reușit, cu una, două excepții, să avem prin telefon în direct pe toți cei implicați în această tragedie și pe toți cei care au participat direct, indirect, în acea noapte când s-a întâmplat nenorocirea cu Ionuț. O invităm chiar acum în platoul nostru pe doamna Geta, mama lui Ionuț. Bună seara, doamna Geta, bine ați revenit, bună seara. Bine v-am găsit. Bună seara. Așadar, ieri ne-a sunat din nou Vladimir, posesorul armei, pe care l-am întrebat. Domnule Vladimir, având în vedere că ați scos pușca din câmpul infracțional și a fost principala armă, adică principalul motiv pentru care copilul a murit, că a fost împușcat, da? Cu acea armă a dumneavoastră, ați fost sancționat de către autoritățile române prin faptul că ați luat arma, ați băgat-o într-un sac, ați dus-o acasă, ați curățat-o, ați șters poate niște urme, probe esențiale care puteau să-l găsească direct pe vinovat. Și domnul Vladimir a zis cu toată sinceritatea că nu a fost amendat pentru nimic de felul ăsta, ci doar pentru nerespectarea armelor ăsta, regimului armelor și muniților, care aia înseamnă că probabil nu o fi încuiat lacătul sau o fi lăsat arma la vedere. Deci nu are nicio legătură cu cauza noastră. Și atunci eu întreb așa, de ce n-a fost sancționat și doi, domnul Vladimir, de ce când a văzut că un om e pe moarte, nu a lăsat acolo exact cum a găsit totul la fața locului? Ne-a sunat ieri, poate ne sună și azi. Domnul Laurențiu, managerul hotelului din acel moment, a sunat și dumnealui și a spus de ce a fost dumnealui primul sunat, pentru că era un fel de tatăl tuturor angajaților. Toată lumea a sunat la el că era un om săritor care răspundea la telefon. Și am mai vorbit și cu domnul, numai cu Daniel, nu reușim să vorbim absolut deloc. Colegul de tură al lui Ionuț. Este martor esențial. Da, nu reușim, uite, nu reușim să dăm de el. Colegii îmi spun că ar fi fost reținut pentru violență la domiciliu. Sau nu-și dorește. La fel, ieri am încercat să luăm legătura cu unul dintre cei mai importanți martori, am putea spune. Este vorba despre Andreea, care ne-a dat o declarație. Noi am oferit-o telespectatorilor ieri. Nu este numele acestui martor, nu o cheamă Andreea, însă nu vrea să-și protejăm martorul, nu vrea să-și dezvolie identitatea, însă în seara aceasta este în legătură directă cu noi. Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! La fel, vocea a fost modificată pentru a nu fi recunoscută și asta pentru că Andreea nu dorește ca cei din comunitate să știe cine este ea. Cred că are dreptul ăsta, dar pe de altă parte stau și mă gândesc dacă tot de ce ei este frică. Andreea, dacă poți să-mi spui de ce ți este ție frică, dacă poți să ne spui. Nu este frică pentru că cei care îl apără pe Ion cel din poze criminală sunt oameni cu foarte... O să-i rog pe colegi să puțin mai sus volumul. Stai, cum ai zis? Stai un pic, stai.
am simțit. Ai zis că îți este frică pentru că cei care îl apără pe Ion din poză, că nu avem voie să-i mai dăm numele de familie, dar dumneavoastră știți de care Ion vorbim, de acel Ion care ar fi fost la braconat în acea seară, așa se presupune. Colegul de tur al lui Vladimir. Nu. Da, de pe, nu. Nu, acel Ion despre care Cristi, cel care a fost adus la parchet cu mascații, a spus că l-ar fi văzut, că acest Ion l-ar fi împușcat pe Ionuț. Este unul, că tot Ion îl cheamă și pe colegul de tur al lui Vladimir. Nu. Nu, nu, este celălalt. Este unul și același. Acest, este șeful, șeful stației PECO. Nu, nu. Deci în total erau trei Ion. Aha. Mai era unul, dar nu vorbim de acel. Ca să, ca da, să lămurim, eu am înțeles. Da. Dar să lămurim oamenii. Deci hai, este de Ionuț. Hai să, nu, ca să lămurim, o să zic eu odată și îmi cer scuze de la Ion din poză, dar să înțeleagă lumea. Este, că dumnealui a intrat în direct cu noi. Și e foarte important. Andreea, acest martor pe care noi îl protejăm și care e la telefon, spune că este teamă să vorbească, pentru că cei care îl protejează pe Ion Cârjaliu, despre el e vorba, el de-al treilea Ion, ar putea să-i facă ei rău. Dar eu te întreb pe tine, Andreea, acest Ion din poză, i-am dat numele mai devreme și nu îl mai dau, și îl rog pe domnul Ion, dacă ne aude, să intre cu noi în direct. De ce este protejat? De către cine-i protejat și de ce? Este în primul rând protejat de către fostul lui șef, de unde a lucrat la stația PECO. Cel puțin la momentul respectiv a fost protejat, acum nu știu dacă mai este atât timp cât mai lucrează acolo. În perioada în care s-a întâmplat incidentul cu Ionuț, el era consilier la primăria Murighiu. Este foarte bine susținut. Puțin mai tare, că n-auzim nimic în platou. Sau te rugăm, Andreea, dacă se poate să vorbești puțin mai tare. Către primarul comunei Murighiu, are foarte multe cunoștințe bine puse sus și chiar nu vreau să... Deci tu zici că acest Ion din poză ar fi fost cel care l-a împușcat pe Ionuț? Asta știu din spusele lui Cristian. Adică, relatează-ne ce ți-a spus Cristian. Deci Cristian mi-a povestit cum în acea noapte s-a dus cu tractorul ca să vadă ce se întâmplă prin amenajare pe la excavator, că se întâmpla să se mai fure motorină și altele, și la un moment dat a auzit o ceartă, era Ionuț cu Dan, colegul lui, și încă două persoane pe care în momentul respectiv nu le-a recunoscut, dar ulterior o persoană a recunoscut-o văzând poza trimisă de mama lui Ionuț către el, l-a recunoscut pe Ion. Ajunge la dumneavoastră, aș vrea să ne aplecăm puțin către acest document. În stânga sus vedem scris Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Institutul Național de Criminalistică, și este un document care spune așa: că arma nu prezintă urme biologice vizibile macroscopic, și vedem aici că sunt luate trei probe de pe armă, și vreau să fac să specific faptul că înaintea acestui document, cu o pagină în urmă, cei de la Institutul Național de Criminalistică iau probe biologice, și cred că ne referim aici la ADN, domnului Vladimir, victimei, și domnului Laurențiu, dacă nu mă înșel. În fine, nu vreau să fac vreo greșeală, dar sunt trei persoane cărora li se iau aceste urme biologice, tocmai pentru a fi puse lângă urmele biologice care ar fi trebuit să găsească pe armă, nu? Cineva a pus mâna pe acea armă în acea zi. Ei bine, ce fac domnii de la Inspectoratul General al Poliției Române? Transmit acest document procurorului de caz și îi spun că nu găsim nicio urmă pe acea armă. Adică nimeni în acea zi nu a putut ține, nu a ținut arma în mână. Este incredibil. Dacă a luat-o și a dus-o acasă. Și Sorin, asta mai spune ceva, iertați-mă, doamna Brux. Asta mai spune ceva, că ei mint cu toții că a lovit un mistreț, că trebuia să fie urme, păr, urme biologice de la mistreț, că a lovit un mistreț, așa s-a rupt arma și așa s-a declanșat focul. Deci mint. Adică tu spui că Vladimir a luat arma intenționat acasă, tocmai absolut, pentru a șterge toate urmele. 100% da. Cum nu se arma a ajuns 100% că nu avem nicio probă în sensul ăsta. Există proba pe ecran? Vladimir spune așa, că el s-a șocat de ce s-a întâmplat și știind că e arma lui, a fost frică să nu îl ia poliția să-l amendeze, tocmai pentru nerespectarea armelor și municiei. Și zice că s-a dus repede și a luat arma acasă, că a zis, bă, să nu mă bage ăștia pe mine la pușcărie, că e arma mea acolo. Aici e foarte important un lucru, un aspect.
În momentul în care nu sunt găsite probe biologice pe armă, nicio amprentă, înseamnă că domnul Vlad a luat arma, a curățat-o, dar nu numai că a curățat-o. A luat niște mănuși speciale și a pus-o înapoi în acel sac fără să o atingă. Și atunci vorbim de faptul că ce? Ce a făcut domnul Vlad? Deci pică două a făcut lucruri. Ceva fără din frică, din ce? Unul că a distrus probe și doi, că mint toți când spun că a lovit un animal cu arma și așa s-a declanșat. Dacă lovea un animal cu arma, trebuia să fie și urma biologică a acelui animal. Doamna Brooks, vă rog să ne povestiți ce a descoperit domnul Petrică. Un moment. Deci, înainte să în opinia de specialitate. Care au fost experiențele, s-a cumpărat același tip de pantalon, același tip de material, am cumpărat același tip de armă, am cumpărat și porc, pentru că de fapt, când se fac experimente în loc de un corp uman se folosește porcul, am cumpărat o altă armă care a fost ruptă în același mod. S-a închiriat un poligon și s-au făcut experimente de la anumite distanțe de tragere. Deci, domnul Lucian Petrică este unul din mari experți ai României și sunt onorată să-l cunosc și să lucrez cu dânsul în anumite cazuri. Pe înțelesul tuturor, această opinie de specialitate are vreo 62 de pagini și permiteți-mi să citesc din raport câteva fragmente, o să încerc să nu fiu tehnică, dar vreau să fiu cât se poate de corect în ceea ce spun la concluzii. Haideți să mergem pe varianta că, așa cum a spus martorul Dan, eu nu s-a împiedicat de armă, da? În primul rând, hainele lui Ionuț și pantalonii și vesta aveau două orificii de intrare. Deja pantalonul orificiu era aici, unul mai sus. Dacă Ionuț mergea și se împiedica, vă dați seama că pantalonii când ieși în picioare nu fac cute în față. Fac acele cute doar dacă ești în poziție așezut. Și când ești în poziție așezut, îmi pare rău, n-am cum să arăt pe fotografiile acum, în poziția așezut când faci pliuri, glonțul intră pe aici, dar intră pe aici și face două găuri. Un alt lucru, dacă Ionuț s-a împiedicat, să presupunem, a ținut arma la pețeavă, presupunând, da? Și s-a împiedicat, unul la mână, pe hanoracul lui, care era cu mânecă lungă, pe hanorac aici trebuiau să existe urme secundare ale tragerii. Și repet ce am spus și ieri, urmele secundare înseamnă funingine, orice reziduu de la glonț, înseamnă o ardere, inclusiv că este o pulbere, indiferent că este arsă sau nu, efecte ale gazelor, da? Pe hanoracul lui Ionuț nu există niciun fel de urmă. Deci nu avea cum să țină arma de țeavă, să se simte piedicat. Dacă are și are două găuri și într-o vestă. Deci vesta era din același material de doca și pantalonii. Aceeași vestă are, la fel, are două orificii de intrare. Înseamnă că era într-o poziție șezut, Ionuț. Lăsând asta la o parte, mergând puțin mai departe, dacă el s-a împiedicat de armă și avea aceste două orificii și în vestă și în pantalon, un singur orificiu, ca să spun, în hanorac, înseamnă că el mergea a plecat la 90 de grade și asta este imposibil, nu te poți deplasa la 90 de grade și să ții arma de țeavă fără ca să ai urme de secundare pe hanorac. În al doilea rând, s-au făcut experimente, l-a făcut și domnul Petrică în poligon, am cumpărat diferite materiale pentru că atunci când un glonț, indiferent de care, cartuș, glonț, de mitralieră, de pistol, intră într-un material, fibrele materialului, în funcție de materialul din care este făcut, are anumite fibre care se ard într-un anumit fel, se rup într-un anumit fel. Acestea nu au fost analizate de cei de la poliție, ca să vadă exact poziția în care a fost Ionuț când a fost împușcat, indiferent că s-a împușcat el sau nu. Un al doilea amănunt, de ce sunt importante aceste urme secundare? Care efectiv nu există pe hainele lui Ionuț, nici pe vestă, nici pe pantalon. Experimentul făcut de domnul Petrică, care de fapt este un experiment care există și în literatura de specialitate,
urmele acestea biologice sunt între 0 și 70 de centimetri, adică țeava unui pistol, a unui arme este 0 centimetri, este against the body, lângă corp, și 70 de centimetri distanță. Deci cei de la medicină legală a spus că tragerea s-a făcut între 25 și 30 de centimetri. Dar lipsa probelor de a urmelor secundare de ale glonțului pe hainele lui Ionuț ne arată că de fapt a fost împușcat de la o distanță mai mare, cel puțin de 70 de centimetri. Un alt lucru care, dacă îmi permite să citesc, să presupunem că arma a fost lovită cu piciorul, exact așa cum spune martorul, cu piciorul într-o poziție favorabilă, ar trebui ca arma să ajungă la înălțimea unghiului și distanța corespunzătoare pentru a produce rana. Deci, iar este imposibil. N-aveai cum să lovești cu piciorul și arma să fie la distanța și la unghiul acela respectiv. După aceea avem urmele de tragere de pe haine care nu au fost făcute, noi le-am făcut pe material. Și, mă rog, trebuie să menționez, îmi pare rău că trebuie să acuz din nou autoritățile române, efectiv, investigația hainelor a fost o bătaie de joc. Nu știu cum de s-a acceptat așa ceva la dosar. Faptul că au fost contaminate doar și prin faptul că le-au pus pe asfalt, nu le-au fotografiat și în spate și pe interior, pentru că în momentul în care ești împușcat, sângerarea se face din interiorul hainei înspre exterior.